Înnotăm în ape limpezi este concluzia unui raport al Comisiei Europene care arată că 76% dintre zonele pentru scăldat din țara noastră au o calitate excelentă a apei, dar doar 39 de plaje de pe litoralul românesc au apă curată. Marea pictată într-o nuanță de smarald este mai limpede ca niciodată, iar valurile care se sparg printre stânci nu-i sperie pe turiști. Că avem o mare frumoasă și curată nu o spun doar imaginile, ci și studiile făcute de cercetătorii români, dar și cei de la Agenția Europeană de Mediu. Așa se face că tot mai mulți turiști aleg zonele cu ape smarald. E mai curată decât în alte, într-adevăr. Localnicii sunt primii care au remarcat schimbarea calității apei. Se pare mai curată, eu sunt localnic și pot să confirm acest lucru, că este mult mai curată față de anii din urmă. Este foarte frumoasă acum. Apa mării este curată. Apa foarte frumoasă, colorată, azurie. Toată lumea știe că e cea mai frumoasă culoare de pe litoral. Nisipul este foarte fin. Specialiștii au și o explicație pentru acest fenomen. Atâta timp cât se acționează și se intervine la limitarea factorului poluanți, rezultă și o calitate firesc și o calitate mai bună a mediului. Pe litoralul românesc sunt 39 de plaje unde calitatea apei este excelentă, arată raportul întocmit de Agenția Europeană de Mediu și de Comisia Europeană, și restul plajelor de pe litoralul nostru au apă curată.